Salut și bine ați revenit pe iBlock. Astăzi vreau să-ți spun de ce cred eu că acest halving care tocmai a avut loc este cel mai important halving pe care Bitcoin l-a avut în istorie. În momentul de față, Bitcoin este la 66.000 de, de dolari. Cei care sunt optimiști văd pe grafic un bull flag, cei care sunt pesimiști văd pe grafic o zonă de distribuție. Ambii pot să aibă dreptate. Rămâne de văzut care vor fi confirmările. Dacă vom sparge zona de rezistență, putem spune că optimiștii au avut dreptate, dacă spargem zona de uh, suport, la fel putem spune că pesimiștii au avut dreptate. În această zonă, din punctul meu de vedere ca și trader, nu ai ce căuta. Nu ai ce căuta în această zonă, nu ai de ce să cumperi în această zonă dacă ești trader. Dacă ești investitor pe termen lung și te gândești să deții Bitcoin cel puțin 4 ani, pentru că 4 ani Istoric și statistic vorbind, ai nevoie ca să ajungi pe profit ca investitor pe termen lung, nu prea te interesează acest, acest grafic. Eu vorbesc despre el pentru că, bineînțeles, am audiența care vrea mai multe detalii pe partea de analiză tehnică. Un grafic foarte interesant descoperit pe Twitter de mine dimineața asta este um, top 500 de companii listate la bursă împărțit la balanța Rezervei Federale care se referă la câți bani sunt în circulație sau câți bani um, Rezerva Federală a emis în circulație. Și putem vedea că din 2008 până în prezent această, acest raport este stagnant, adică este flat. Cu alte cuvinte, creșterea pe care o vedem noi pe bursă din 2008 până în prezent nu este una atât de reală cum credem. În realitate este doar o stagnare. Bineînțeles că acest argument poate fi dezbătut și uh, eu, răm, eu mă opresc aici, te las pe tine să cauți uh, argumente pro sau contra, dar perspectiva asta este foarte interesantă. Cu alte cuvinte, dacă țineai acțiunile top 500 de companii în portofoliu din 2008 până în prezent, chiar dacă au crescut, în realitate uh, nu a existat o creștere reală, ci mai degrabă o stagnare. Binance Founder, CZ, uh, riscă la trei, trei ani de închisoare, e, e foarte interesant cum acum, bull market trecut dacă vinea cineva și spunea că uite și CZ are șanse de la închisoare pentru că e imposibil ca el să respecte legile și să fie o persoană cum pare a fi. Majoritatea audienței ar sări pe acel, acea persoană, ar fi sărit pe acea persoană și ar spune că e nebună. În realitate lucrurile stau altfel. În mare parte, majoritatea celor care sunt în criptomonede în acest business de criptomonede sunt incentivized, sunt motivați să nu respecte neapărat legile și să nu fie morali. Pentru că tu dacă ai un business, un exchange de exemplu, și tu vrei să respecti legile, vrei să fii moral, vrei să nu faci dump pe, pe investitorii, proprii investitori, există alt exchange care face treaba asta și tu nu ai cum să intri în competitivitate cu el, nu ai cum să fii competitiv dacă nu faci aceste lucruri, într-o zonă gri, mai ales într-o zonă gri în care nu există atât de multe reglementări. Deci, practic, odată ce intri în această, în această industrie, mă refer în industria de criptomonede, alternative mai ales, ești incentivized, ești motivat să nu respecti reguli și să faci tot posibilul să îl depășești pe cel care e în concurență cu tine. Dacă faci tot posibilul, dacă cel care e în concurență cu tine minte, face dump, face trading pe proprii investitori și așa mai departe cum făcea FTX, tu nu ai decât să nu. Nu ai, nu ai alte alternative dacă vrei să fii în competitiv decât să faci la fel. Și asta este și cazul lui CZ și ce mai probabil în viitor vom vedea mulți alții care vor avea probleme cu legea din aceste motive. De ce acest halving este cel mai important halving din istoria Bitcoin? Pe scurt, pentru că Bitcoin va depăși nivelul de raritate pe care aurul îl are. Aurul are aproximativ 1,47% inflație anuală. Bitcoin, odată cu acest halving, inflația anuală a scăzut sub nivelul aurului, adică la 0,85%. Cu acest argument putem să speculăm că există posibilitatea ca Bitcoin să depășească market cap-ul aurului, dar nu se știe exact când. Cum zice și aici Willy U, el se așteaptă că, că acest lucru să se întâmple în cel puțin 50 ani pentru că oamenii și lumea nu se mișcă atât de repede. Fondurile de investiții nu realizează atât de repede ce este Bitcoin, nu realizează... Au, au un fel de lag care este foarte, foarte bun pentru noi. La nivel fundamental, Bitcoin, având jumătate inflația față, um, față de aur, este un lucru extraordinar de important. Cam atât pentru astăzi, mersi că m-ai urmărit, ne vedem la următorul clip. Numai bine!